Doza de trezire cu Radu Capitanescu. Bine ați venit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Doza de trezire. Sunt Radu Căpitănescu și astăzi vom aborda un subiect ce ține de actualitatea zilelor noastre. Tema centrală pe care o vom aborda în dialogul de astăzi este una care ne privește pe noi toți ca societate, indiferent de postura din care privim lucrurile. Vom trata astăzi subiectul intitulat Misiunea bisericii într-o lume indiferentă. De ce am ales acest subiect? Pentru că trăim într-o lume tehnologizată în care totul se desfășoară cu rapiditate, iar dacă cineva vorbește despre biserică, ajunge să fie catalogat ca fiind un ciudat sau un om cu mentalitate de mediu. Acest lucru înseamnă că oamenii ori nu mai înțeleg, ori nu mai acceptă biserica și mesajul ei. Invitatul nostru de astăzi a avut întotdeauna dificilă misiune de a vorbi celor ce nu vor să audă și de a ilumina pe cei care nu vor să vadă. În același timp a jucat și joacă în continuare un rol important în dezvoltarea culturală și socială a Olteniei prin numeroasele proiecte sociale și filantropice. Îmi face o deosebită onoare să-l am alături de mine pe Nalprea sa, academician, profesor, universitar, doctor Irineu Popa, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al În Nalprea Sfinția voastră, bine ați venit la Doza de Trezire și ne face o mare plăcere, o deosebită plăcere să vă avem ca primii invitat ale misiunii noastre. Bine v-am găsit în acest cadru de dialog și de analiză și rugăm pe Bunul Dumnezeu ca emisiunile dumneavoastră de acum în continuare să aibă succes și să poată să se bucure de o audiție cât mai mare, în așa fel încât multă lume să înțeleagă care este rolul, menirea și scopul bisericii în societatea noastră. Așa să fie, să dea Dumnezeu societatea românească s-a confruntat pe parcursul celor 30 de ani de democrație cu o stare de nemulțumire generală legată de modul în care a fost condus statul român în toți acești ani. Nu de puține ori aceste valuri de nemulțumiri s-au răsfrânt chiar și asupra instituției biserici în mod direct sau indirect. S-au tot auzit în mass media, dar și în mediul rețelelor de socializare expresii precum vrem spitale, nu catedrale sau ce a făcut biserica pentru societate. Cum omul secolului 21 lucrează cu informații și statistici, Aș vrea să vă întreb, în calitate de arhiepiscop al Crevei și metropolit al Olteniei, cum priviți acest aspect? Ce anume a făcut Biserica pentru societate, mai exact? Pentru tineri, pentru categoriile defavorizate? Trebuie să privim lucrurile mult mai dezvoltate. Biserica nu este o instituție, deși ea se comportă ca o instituție, având în vedere organizarea ei organizare, cu conducere și mai departe. Biserica este societatea, sau mai bine zis, sunt credincioși și de pe o anumită arie socială și pastorală și acești credincioși fac parte din biserică, întrucât membrii bisericii sunt toți cei botezați. Chiar dacă unii dintre confrații noștri nu se recunosc că făcând parte din biserică datorită faptului că ei nu sunt preocupați și nici nu participă nu sunt oamenii care frecventează biserica, din diferite motive, nu le discutăm aici. Însă, cei care abordează tema bisericii, din toate punctele de vedere, ale unei concurențe de piață, pentru că toate acestea se dezvoltă tot mai pe o sintagmă socială existentă deja, cum ați și spus. Oamenii sunt nemulțumiți întotdeauna, sunt mai ales în perioada noastră, de diferitele abordări ale societății, ale politicului, ale economicului și așa mai departe. Biserica nu se comportă ca o entitate concurențială în lumea noastră, ci ea este mama tuturor și nu poți să apreciezi și nu poți să judeci pe mama ta, mama personală și mama tuturor, în termenii aceștia, ce a făcut, ce n-a făcut sau ce va face. Este adevărat că, din punctul de vedere al vieții cotidiene și mai ales a capacităților noastre de a rezolva problemele, noi nu ne comportăm ca stat. Noi nu luăm atribuțiile statului în ceea ce privește implicarea noastră în societate statul are aparatul său de lucru, are felul său de a gestiona finanțele și așa mai departe. Noi nu impunem nicio taxă și nici nu avem de gând să facem. Biserica are dezvoltarea ei pe latura aceasta evanghelică și misionară. Ceea ce facem noi nu facem decât din dragoste pentru că din șoși, pentru oamenii care sunt necăjiți, care sunt asupriți și care sunt în viața noastră de zi cu zi. Așadar, ca să spui că vrem spitale și nu vrem nu știu ce, este un nonsens, pentru că noi nu facem nimic altceva decât totul pentru societate. Este chiar absurd ca să cer bisericii să apuce să facă spitale, să facă nu știu ce, pentru că nu intră în atribuțiile ei asemenea lucrări. Spitalele sunt coordonate de către Ministerul Sănătății, școlile sunt coordonate de către Ministerul Învățământului și societatea respectivă, o primărie sau un oraș sau un județ se ocupă de asemenea lucruri. Nu trebuie neapărat să scoatem în evidență lucruri care par sensibile la prima vedere și să le punem pe seama acestei instituții care, efectiv, nu poate să fie alta decât mama poporului nostru. Deci această mama poporului nostru nu vine de ieri de astăzi, ci este tocmai în structura noastră, sociopolitică, pentru că suntem oameni așezați în acest spațiu și avem o biserică care este biserica neamului nostru, mama poporului nostru. Așadar, noi când ne ocupăm de oameni, nu ne ocupăm în sensul acesta cu instrumentele acestea economice, ci ne ocupăm cu instrumente duhovnicești, spirituale. Noi rugăm pe Dumnezeu pentru că din iar pe că din îi îndemnăm să facă fapte bune. Deci, când ne rugăm pentru că din evident că ei au nevoie de această rugăciune ca de aer, întrucât nu există altă relație între noi și Dumnezeu decât aceasta a rugăciunii. Iar ce ce privește îndemnurile noastre pentru fapta bună, o facem în numele Mântuitorului Iisus Hristos, care ne-a învățat întotdeauna să lucrăm cât este ziua, să lucrăm pentru cei care sunt în suferințe și în necasuri. Așadar, biserica nu este ceea ce consideră multă lume, nu este ceea ce consideră unii dintre oamenii care vorbesc la radio, la televizor, și Biserica este mulțimea tuturor credincioșilor. Deci, toți credincioșii fac parte din Biserică, și în felul acesta există o responsabilitate și coresponsabilitate cu clericii și cu credincioșii. De aceea vorbim despre poporul lui Dumnezeu. Deci, poporul lui Dumnezeu este un popor credincios, este un popor care se ocupă de toate laturile acestea ale vieții. Așadar, ca să vorbim despre școală, ca să vorbim despre spital, ca să vorbim despre biserică, toate acestea le vorbim la oaltă. Pentru că credincioșii au nevoie și de spital, că credincioșii au nevoie și de școală, că credincioșii au nevoie și de biserică. Așadar, segmentarea aceasta, ruperea aceasta, distorsionarea aceasta din mintea unora este cu totul și cu totul nefolositoare și chiar dăunătoare vieții noastre sociale. Există totuși o părere a unei părți a societăți care vorbește negativ la adresa bisericii în sensul că se vorbește despre o lipsă de reînnoire a limbajului credinței, de neadaptare a limbajului creștin în termenii moderni și atrăgători pentru omul de astăzi. Cum ar putea, de fapt, clerul bisericesc să aducă în actualitate învățătura pe care o propovăduiește de mai bine de 2000 de ani, fără însă a altera mesajul inițial al învățăturii creștine? Nu există o evoluție o evoluție în limbaj. Există totuși și o cunoaștere a acestor termeni, o cunoaștere a limbajului bisericesc. Biserica are de totdeauna în componența ei liturgia, are slujba, are Evanghelia, are predica în acest lucru. Considerăm că toate aceste lucruri sunt la nivelul cunoașterii tuturor credincioșilor. Nu cred că există totuși o incapacitate a cuiva de a înțelege un cuvânt din biserică, cu atât mai mult că cel care reclamă asemenea lucruri pare că nici nu are la îndemână un internet ca să se ocupe cel puțin acolo să vadă ce semnifică un cuvânt pe care el pare să că nu-l înțelege. Deci toate aceste cuvinte nu pot fi aduse la zi din punctul de vedere al unei schimbări totale de mentalitate, de gândire sau de înțelegere. Limbajul bisericesc nu este absolut deloc în afara cotidianului, în afara gândirii de astăzi, și este înăuntru acestei trăiri, atât a omului din societate cât și a omului din biserică părerea unora că sunt termeni care nu le pot înțelege, cred că este totuși o chestiune care ar trebui să le dea de gândit acestor oameni și să se mai folosească și de anumite aparate în acestea de îmbunătățirea cunoștinților și așa mai departe. Cu atât mai mult că în școală se învață religia și profesori de religie sunt convins că le-a explicat acești termeni și că le-au dat tot ceea ce este necesar pentru înțelegerea corectă a învățăturii noastre bisericești. O altă problemă pe care o semnalează o parte a societății civile este aceea că predomină mai mult cantitatea decât calitatea clericilor, conform spuselor lor. Ați fost decan al Facultății de Teologie din Craiova și sunteți membru al Sfântului Sinod. Credeți că este nevoie ca un viitor preot să aibă, în afară de studiile teologice universitare și o altfel de pregătire pentru a putea face față provocărilor societății de astăzi? Ne gândim, de exemplu, la un mentorat al preoților. Consider că orice facultate și orice seminar și orice școală, de altfel, își are în obiectivul ei această dorință ca... Toți subiectii care trec prin aceste instituții să-și însușească cunoștințele necesare pentru ei și pentru viața lor. În facultate sunt cursuri foarte bune, în seminar de altfel sunt lecții foarte bune, în învățământul religios din școală sunt profesori foarte buni și care predau asemenea lucruri. Ca să mai facem încă o altă structură de învățământ paralelă sau cel puțin superioară acestor lucruri, cred că este prea mult și gândesc că e necesar ca oamenii să-și facă datoria și să învețe ceea ce este necesar pentru viața lor și pentru viitorul lor. Ce înseamnă de fapt a învăța într-o școală? Înseamnă a-ți însuși acele cunoștințe necesare pentru. Programa didactică, dar în același timp și pentru viață. Cine te oprește ca să citești mai mult în facultate? Cine te oprește ca să studiezi mai mult? Avem biblioteci, avem biblioteci virtuale, avem cunoștințe și informații pe internet nemăsurate. Și toate acestea nu fac altceva decât să ne îmbie, să ne îndemne, ca să citim și să ne preocupăm. E adevărat că fiecare își însușește din aceste cunoștințe după posibilitățile lui, mergem la posibilitate și apoi după interesul pe care îl, îl desfășoară. Nu este o cantitate în detrimentul calității, ci este o lucrare a bisericii care are intensitatea ei, deci, intensitatea bisericii întotdeauna, și a învățăturii bisericii, este întotdeauna pe verticală și antrenează pe toți, nu numai la cunoașterea rațională, la o cunoaștere de tip intelectual, ci și la o trăire. Deci ceea ce este foarte important în viața noastră de zi cu zi este ca să trăim aceste informații, să trăim aceste cunoștințe, pentru că degeaba vom cunoaște Scriptura pe de rost sau cine știe ce altă taină, cum spune Sfântul Apostol Pavel, vom cunoaște dacă nu avem dragoste. Deci dacă nu avem iubirea aceasta unul față de altul, dacă nu avem această preocupare față de semenul nostru, atunci nu am câștigat nimic, nimic nu ne folosește. Așadar, a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a trăi această cunoaștere și ceea ce ne învață Mântuitorul Hristos este, în primul rând, într-o aceasta să vadă oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste în voi. Deci, când ieșim în lume, și când trăim în mijlocul societății, trebuie să arătăm că suntem cu adevărat creștini. Deci, și cei care condamnă, și cei care încă nu s-au pregătit suficient pentru viața aceasta cotidiană, trebuie să înțeleagă că ei sunt în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu le cere la fiecare în parte ce trebuie să facă pentru mântuirea lor. Deci, nu ne va judeca Dumnezeu de ceea ce face vecinul sau ceea ce face semenul nostru, ci ne va judeca Dumnezeu din ceea ce facem noi. Așadar, îi dorim o intensitate a acestei trăiri religioase și a cunoașterii, bineînțeles. Adică nu lăsăm nimic deoparte, așa cum ne spune Sfântul Evanghelist Matei, și pe aceea să o faci, nici pe aceea să nu o lași. Fie că ne dorim sau nu, mass media joacă un rol destul de important în societatea noastră și trebuie să remarcăm faptul că imaginea bisericii are câteodată de suferit prin promovarea unor situații neplăcute din mediul clerical. Și ca să vă dau un exemplu concret, niciodată presa nu va vorbi despre avioanele care decolează, pentru că sunt milioane de avioane care decolează în fiecare zi, dar întotdeauna presa va vorbi despre avioanele care se prăbușesc. Întotdeauna se va vorbi despre un preot cu probleme de comportament pentru că se caută senzaționalul mai mult decât firescul și normalitatea. Din acest punct de vedere, considerați că biserica ar trebui să fie mai prezentă în spațiul online și în mass media laică? Consider că biserica trebuie, sau și bisericii trebuie să-și facă datoria așa cum Mântuitorul Hristos le cere să-ți faci datoria, adică să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci acestea sunt valorile creștine care trebuie efectiv promovate și dezvoltate. Biserica nu are nevoie ca să fie în piață și să țipe acolo despre felul ei de a fi. Și biserica este aceea care a învățat pe cădincios încă din baia botezului de când l-a botezat și întotdeauna biserica vine și spune credinciosului că trebuie să creadă și ce trebuie să facă ca să se mântuiască. Noi nu avem un program de acesta economic, social pe care să-l urmăm în viața strictă a bisericii, ci avem un program de mântuire. Această mântuire trebuie să o realizăm prin mult sacrificiu și multă dăruire de sine. Deci cu cât ne dăruim unii altora, cu cât ne ajutăm unii pe alții, cu atâta ne folosește pentru mântuirea noastră. E adevărat că sunt anumite cazuri care apar foarte frecvent în discuțiile mass media de astăzi, însă acestea sunt rare, sporadice și nu trebuie luate în seamă, având în vedere că orice lucru rău trebuie scos din preocuparea cotidiană, pentru că nimănui nu-i place ca să audă tot mereu de accidente, tot mereu de necazuri, tot mereu de suferințe. Sunt destui preoți care vin și aduc acest mesaj al Evangheliei Mântuitorului Hristos în societatea noastră și așa cum omul caută doctorul cel mai bun trebuie să caute preotul cel mai bun și sunt convins că preoții adevărații preoți sunt destui care pot să preia această cerință, această dorință a cădincioșilor de a se apropia de Dumnezeu. Așadar, biserica este permanent prezentă în societate și nu există ramura societății pe care ea să nu o analizeze și să o ajute din toate punctele de vedere. Dacă sunt bolnavi, dacă sunt suferinți, dacă sunt bătrâni, dacă sunt copii marginalizați, dacă sunt în școală, dacă sunt în penitenciare. Deci, toate acestea sunt pentru că toți avem nevoie de mântuire. Și, în primul rând, Sufletul nostru nu este niciodată pus în altă direcție decât acolo unde trebuie El. Deci, toți avem un Suflet și toți trebuie să dobândim sfințenia pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă în dar și noi să ne o însușim această sfințenie adusă de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și să ne o facem proprie nouă și să o avem pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Așadar, nu trebuie să ne luăm după lucrurile rele, ci trebuie să ne luăm după lucrurile bune. Și în același timp, nu trebuie să aruncăm cu pietre în unii și în alții, ci trebuie să ne gândim la noi, pentru că așa ne învață în Mântuitorul Hristos, nu te uita la paiul din ochiul fratelui tău, ci ia aminte la bârna din ochiul tău. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne scuze ci din potrivă este un lucru nefiresc și este un lucru în afara Evangheliei Mântuitorului Hristos să fii un cleric necredincios, un cleric care nu-și face datoria, ci din potrivă biserica are canoane, are destule modalități ca să stopeze această boală și această epidemie uneori în viața noastră socială. Dar bunul credincios trece peste aceste lucruri și se uită la Mântuitorul Hristos și caută și aleargă acolo unde este lumină. Așadar, dacă este o pată de întuneric într-o anumită parte a vieții noastre, trebuie să o dăm la o parte ca să putem să mergem cu spor pe calea mântuirii. Aveți foarte multe studii și articole, dar și cărți publicate în domeniul teologic, însă puțină lume știe că aveți și un doctorat în domeniul dreptului. Iar teza de doctorat pe care ați ales-o este una nu doar interesantă, ci și de o importanță deosebită, pentru că tratează noțiunea de moralitate omului la granița dintre mistic și realitatea socială în care ne mișcăm. Este vorba de tema intitulată Raportul dintre preceptele morale creștine și normele juridice. Întrebarea este cum se împacă legea lui Dumnezeu așa cum ne-a fost lăsată în de mii de ani cu legislația Uniunii Europene și a statului nostru. Unde încep și unde ar trebui să se oprească drepturile omului? Nu există nicio deosebire. Cei care încaută să separe dreptul civil de dreptul divin fac o mare greșeală, pentru că nu există un drept civil fără de persoană. Deci privim persoana. Ea este centrul spre care gravitează dreptul. Deci nu avem un individ care nu are o culoare și nu are o identitate. Deci dreptul are, în primul rând, interesul ca să se arate că persoana respectivă, adică în speță omul, este făcut ca ființă socială, ca ființă care a fost creat de Dumnezeu. Iar baza dreptului în toate domeniile și în chiar juridic și chiar dreptul canonii și chiar bisericesc sunt acele cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus crește și vă mulțiți și moșteniți pământul. Deci aceste cuvinte ale lui Dumnezeu spuse lui Adam și Evei încă de la început fac parte din fund fundamentul ontologic al dreptului. Deci dreptul nu se poate construi pe alte sintagme, ci se construiește numai pe această binecuvântare a Lui Dumnezeu a crește, a te mulți și a stăpâni pământul. Iată cele trei direcții care formează coloana vertebrală a întregului drept în întreaga lume. Că vorbim despre legile acestea care uneori sunt împotriva omului, acestea se vor risipi. Și se vor desfința, pentru că, dacă astăzi cineva, legiuitorul, și-a pus amprenta asupra acestor legi, mâine va veni cineva care va avea suficientă maturitate în elaborarea legii ca să corecteze aceste anomalii. Nu există lege împotriva omului și nici nu există lege care să diminueze aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu, crește și vă mulțiți și moșteniți pământul. Așadar, dreptul natural este dreptul care trebuie să gestioneze și să conducă pe om la adevărata valoare. Și adevărata valoare nu înseamnă altceva decât mântuirea sufletului său, pentru că idealul în această direcție nu este omul economic și omul sfânt, omul duhovnicesc. Omul sfânt este acela care este superior omului economic. Omul economic are lipsurile lui, are neputințele lui și așa mai departe. Sfântul este acela care îmbrățișează întreaga lume și o deschide din sufletul și gândirea lui și din faptele lui, o deschide spre lucrarea terapeutică a Harului Dumnezeu. Din păcate, emisiunea noastră se apropie de sfârșit și aș vrea ca în partea de final să le transmiteți ascultătorilor noștri un mesaj care să-i scoată din starea de pasivitate sufletească și care să-i motiveze să se implice mai mult în ajutorarea semenilor și să judece mai puțin societatea și biserica. Orice om cunoaște din experiență că atunci când faci o faptă bună, ți se liniștește sufletul și mintea. Orice om cunoaște că atunci când ai un prieten și ții la el, atunci parcă te liniștește. Orice ce om cunoaște că în societatea de astăzi avem nevoie de ajutor, avem nevoie de prietenie, avem nevoie de creștere duhovnicească. Așadar, unei am putea să găsim mai multă înțelegere și mai multă dragoste decât în biserică? Aici avem slujitori, bineînțeles, ai bisericii, dar în primul rând îl avem pe Mântuitorul Hristos, îl avem pe Dumnezeu, pe Sfânta Treime, pe Sfinții Săi și toți aceștia vin și ne ajută. Deci și dacă vom ocoli biserica, tot la biserică vom ajunge, pentru că omul așa este făcut să se nască, să crească și apoi să treacă din lumea aceasta în viața veșnică. E bine, dacă există o răsplată pentru faptele bune în lumea aceasta, de bună seamă că va fi o răsplată și când vom trece dincolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Așadar, consider că adăbândi fapte bune, adăbândi o viață curată, adăbândi o viață plăcută Lui Dumnezeu și oamenilor, este pe deplin înțeleasă atât pentru cel care și -o, însușește, o trăiește, cât și pentru cei din jurul său. Și aș vrea să spun în final că ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Așadar, trebuie să avem întotdeauna o deschidere și credință în Dumnezeu. Fără credință, omul este nimic. Fără Dumnezeu, omul este nimic. Este o ființă care bâșbuie în societate și în, în spațiul acesta. Dacă nu vom avea credință, nu vom avea absolut nimic, nici identitate, nici reper, nici țintă și nici un sfârșit bun și creștinesc. În Alprea a voastră ne bucurăm pentru gândurile alese și pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și ați acceptat să fiți primul nostru invitat. Sperăm să ne reauzim. Aici se încheie, dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Doza de Trezire. Ceea ce avem cu toții de învățat în urma acestei discuții este că, înainte de a cere o schimbare din partea statului și a instituției bisericii, este nevoie ca noi să ne schimbăm atitudinea la nivel individual sau, cum spunea Mahatma Gandhi, fi tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Sunt Radu Căpitănescu, rămâneți pe Frecvența Radio Sud, numai bine!